găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Abordarea suferințelor creierului în medicina energoinformațională. O nouă rubrică la dentist cu dr. Leahu. Calitățile curative ale salviei și o mască naturală pentru ten numai bună de aplicat în această perioadă. Se știe că suferințele creierului au efecte dramatice în tot organismul și că afectează grav calitatea vieții omului. O să aflați astăzi cum sunt abordate aceste suferințe în medicina energoinformațională, cum sunt tratate și, foarte important, cum pot fi prevenite. Despre toate acestea ne vorbește în minutele următoare terapeutul Florica Muntean. Sunt studiile, neurobiologia vine și atestă, și nu mai e chiar o noutate, că într-adevăr creierul nostru, neuronii se refac. Teoria că neuronii cu care te-ai născut, cu ăștia rămâi, este de mult pase. Într-adevăr, neuronii se refac. Neuronii noi care se refac, nu care avea un alt rol decât cei vechi, numai ei sunt mult mai sensibili, mai fragili. Și atunci medicina energoinformațională, care are la bază fizica cuantică, așa cum și neurobiologia ia foarte mult din fizica cuantică, merge pe susținerea acestui proces de refacere neuronală și mai ales acestor neuroni noi care practic trebuie să înlocuiască, să vină să înlocuiască neuronii vechi. Avem pacienți, de exemplu, care sunt tineri, au în familie probleme genetice, demență, Alzheimer, Parkinson, sunt dereglări neurodegenerative, încep să aibă oarecare teamă, pentru că lumea se informează, oarecare teamă, ei sunt foarte antrenați în viața socială, în profesie, și au cu teamă de a nu merge și pe direcția bunicului, părinților și așa mai departe. Medicina energoinformațională modernă are programe speciale de echilibrare și susținere a rețelei neuronale din creier în astfel de cazuri. Acum 27 de ani buni, când am început activitatea, încă nu aveam aceste programe care merg pe boli moștenite, deci transmitere genetică. După aproximativ 5 ani, deja aveam programele respective. Sunt și numeroase cazuri în care persoane în vârstă au nevoie de tratament la nivel energetic pentru refacerea rețelei neuronale din creier. În clinica de medicină energoinformațională în care am filmat, astfel de pacienți sunt tratați în mod curent, iar efectele terapiilor sunt evidente. Bărbat a venit dintr-o localitate de lângă București, am încheiat ședințele de terapie. Eu personal nu observam mari modificări, pentru că asta trebuie să le simt, aparținătorii le observă mai mult, pentru că sunt asta depinde de comportamentul pe care l-are ulterior, dar îmi spunea că se duce, are obiceiul, era dintr-un sat, se duce des, ia să-și se duce în localitate, că îi place, să iasă și el să vadă ce se întâmplă, știți cum se zice, în piața satului se știe tot, dar se începea să reîntoarcă acasă. Înainte îl urmărea cineva și îl vedea foarte haotic, foarte pierdut. După ce stă și intră pe aici pe acolo, prin magazine, se întoarce foarte obișnuit în casa lui. Deci deja avem niște rezultate în sensul că fără medicamente îi dai posibilitatea creierului să se reorienteze. Pentru că noi, de fapt, facem o resetare energetică a creierului care susțin neuronii noi în a se putea integra în circuitele neuronale. La diagnosticarea energetică realizată de computer se observă debusolarea energetică a creierului pe partea dreaptă și pe partea stângă. Știm că partea stângă a creierului este analiticul, este profesorul, este cel care trebuie să ia hotărâri de decizie, iar partea dreaptă este puțin partea sentimentală, partea artistică, partea vieții, partea eului, și în funcție de dereglările pe care le vedem, încercăm să producem prin tratament echilibre între partea dreaptă, partea stângă a creierului. Programele speciale derulate de calculatorul care interacționează cu corpul omului sunt capabile să aducă și oxigenarea creierului între limite normale. De asemenea, refac circuitul de comunicare între creier și restul corpului. Foarte important, terapiile pot preveni declanșarea afecțiunilor la nivelul creierului. Preventiv,
Putem să ajutând, tocmai ajutând creierul să fie într-un permanent echilibru. Noi știm că creierul se reface odată lunar, adică se resetează energetic. Dacă el este în echilibru, partea dreaptă cu partea stângă, el practic se poate reface optimal. Creierul are cea mai mare legătură cu sistemul cardiovascular al corpului, cu sistemul imunitar și cu sistemul digestiv. Potrivit protocolului terapeutic, după diagnosticarea energetică, pacientul intră în terapie, fiind conectat cu aparatul care aplică programul de tratament. Se realizează astfel un dialog la nivel energetic între om și aparat. Aceste aparate au la bază fizica cuantică, sunt în măsură să deslușească acel zgomot care îl produce boala. Acum noi în domeniul nostru, sigur copilului trebuie să-i dai un nume, noi nu vorbim de boli, ci de busolări energetice mai bine. Aparatul citește această debusolare, scângetul acela foarte, foarte, foarte delicat pe care îl transmite boala și care în aparat este, fiind un computer de analiză energetică, este, dacă vreți, așa răsturnat ca într-o oglindă, aproximativ. Pentru că depinde de posibilitatea organismului, celui care este în terapie, de a prelucra această informație care e un drum de dus, așa cum și vedem în filmul pus nou la dispoziție de Institutul Regumed, și un drum de venit, un drum din care pleacă informația și celălalt drum prin care se întoarce informația. Informația livrată de computer este prelucrată de organism după capacitatea acestuia. Nimic nu este forțat pentru revenirea în bioritm. Speranța este foarte mare de a ne reface, de a preveni, de exemplu, boli neurodegenerative, Alzheimer, demență, Parkinson. Se vorbește deja foarte mult de diabet tip 3. În curând vom auzi expresia asta foarte des, care are mare legătură cu cu dereglările neurodegenerative, demență, Alzheimer, Parkinson. A preveni, a încetini acest fenomen, și dacă poți să-l oprești, este fantastic, pentru că aici avem și vorbim despre o debusolare energetică. În medicina energoinformațională se acordă o mare atenție diagnosticării energetice, dar și anamnezei pacientului. Foarte multe persoane în tratament îmi spun, încep să vorbesc ceva și rămân în mijlocul frazei și nu mai știu ce vreau să spun. Deja aici avem o lipsă de comunicare. După diagnosticarea energetică, o fază la noi în terapie este refacerea comunicării energetice. La nivel de celulă, organe și sisteme, noi deja în statistica pe care ne-o dă aparatul ne arată cum este această comunicare. Refăcând comunicarea energetică, este un pas, aș putea spune, un pas aproape de uriaș în procesul de echilibrare energetică, care își spune cuvântul, pentru că odată informația dată în organism, ea își face drumul ei și pacientul începe să observe modificări. Satisfacția reușitei terapiei se vede întotdeauna pe fața pacientului. Când a intrat, m-a văzut pe mine, eu umblând mereu prin centru, primul lucru, înainte de a mă saluta, a fost un zâmbet. Ceea ce m-a bucurat foarte mult, pentru că reușind să le dai acestor fețe împietrite un zâmbet, reușind să le dai o calitate de viață, reușind să oprești un proces de distrugere care e un proces neurodegenerativ, deja ai creat foarte mult, pentru că această echilibrare, practic, întrerupe fenomenul de distrugere. Este o modalitate modernă, o modalitate fără medicamente, fără nimic invaziv. Cum poți reduce numărul vizitelor la dentist cu ajutorul tehnologiei CEREC? Cum îți completezi igiena orală cu ajutorul dușului bucal și care este cel mai bun dispozitiv de pe piață? Explicații privind termenii din stomatologie pe care ar trebui să-i cunoască toată lumea. Toate acestea în rubrica La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Un zâmbet frumos și sănătos nu atrage doar atenția, ci te face să arăți și mai tânăr. 50% dintre oameni susțin că zâmbetul este primul lucru pe care îl observă la altcineva. Așadar, dacă vrei să arătați mai tânăr, dinții sunt primul lucru de care trebuie să aveți grijă. Când dintele are o problemă pe întreaga suprafață,
iar rădăcina este intactă, putem reconstrui dintele prin coroane dentare ceramice. Și totul numai într-o oră. De-a lungul timpului, execuția coroanelor dentare a necesitat intervenții laborioase. Medicul stomatolog investea răbdare și timp, iar pacientul era nevoit să înțeleagă că trebuie programat la mai multe ședințe pentru a-i se putea finaliza lucrarea. Ședințele se puteau întinde pe o perioadă destul de mare de timp, deoarece confecționarea coroanelor necesita participarea mai multor persoane, medic stomatolog, tehnician dentar și uneori alți medici specialiști. Pe lângă etapa clinică, intervenea așadar o a doua etapă care se desfășura în laboratorul de tehnică dentară. Tehnologia a avansat, iar acum sunt eliminate multe dintre etapele tradiționale ale restaurării dentare. Cu tehnologia CEREC nu mai ai nevoie de amprentă, de lucrări provizorii și sărim și peste drumul la tehnician. Totul pentru ca dumneavoastră să primiți pe loc un design personalizat al formei dintelui. Scăpăm de amprenta analogică cu diverse materiale, doar scanăm cu o cameră intraorală, ne trasăm niște limite și creăm o viitoare piesă protetică. Cu ajutorul CEREC-ului eliminăm laboratorul și piesa protetică poate fi gata chiar într-o oră din momentul în care pacientul a intrat în cabinet. Aparatul șlefuiește coronița în numai 9 minute, iar dumneavoastră nu trebuie să stați în clinică mai mult de 2 ore. La sfârșit, vă puteți lăuda cu noul dinte. Este o soluție de restaurare fără metal, perfect biocompatibilă, care respectă în totalitate proprietățile smalțului dentar, de aceea arată și se comportă ca și un dinte natural. Piesele protetice sunt făcute din ceramică, ceramică integrală, de diverse durități, sau chiar și din oxid de zirconiu. Există mitul că, fiind exclusiv din ceramică, dinții nu rezistă la fel de mult ca cei care au suport metalic. Pentru restaurările integral ceramice, tipul de adeziune cu dintele este mult mai bun. Practic, odată cimentată piesa protetică, devine una cu dintele. Erorile sunt diminuate cât mai mult. Eroarea umană dispare. Pentru că vorbim de un sistem ghidat, computerizat, destul de precis. De-a lungul timpului, în cei 30 de ani de la apariția primului sistem CEREC, acesta și-a confirmat precizia și rezistența, fiind cea mai importantă opțiune de tratament restaurativ în Statele Unite și devenind astfel o ramură distinctă în medicina dentară modernă. Există mai multe motive pentru care este de preferat o coroană CEREC uneia tradiționale. Este timpul redus, deja vorbim de la nivel de ore față de nivel de zile, chiar săptămâni, cu laboratorul. Piesele sunt perfect adaptate pe situația pacientului, cazului respectiv. Sunt mult mai estetice, putem modifica direct în cabinet dacă ceva s-a întâmplat când am luat culoarea sau ceva n-a ieșit cum trebuie, modificăm și imediat venim cu o altă variantă în ajutorul pacientului. Și plus că totul se întâmplă lângă pacient. E foarte ușor și pentru el, e ca o joacă. Vii, scanăm și eliminăm amprentele dificile, reflexul de vomă sau alte chestiuni care vin să incomodeze pacientul. Și rapid. Și nu e foarte costisitor. E chiar mai ieftin decât o piesă protetică făcută cu laborator. Așadar, este o metodă precisă. Ai dintele reconstruit într-o singură ședință, scap de alergii, de gustul metalic și de respirația urât-mirositoare dată de restaurările care conțin metal. Nu există riscul să se negrească gingia, are rezistență mare în timp, iar costurile sunt mai mici comparativ cu un dinte realizat prin metoda tradițională. Și unde mai pui că într-o oră pleci acasă cu un zâmbet nou. O simplă periuță nu va reuși niciodată să îndepărteze complet bacteriile și resturile de alimente. De aceea, trebuie să completați igiena și prin alte metode. Irigatorul bucal portabil Dr. Meyer îndepărtează bacteriile în profunzime, fiind cel mai puternic duș bucal mobil din România. Masează și stimulează gingiile pentru a îmbunătăți circulația și a vă păstra gingiile puternice și sănătoase. Îl recomand pentru că este ideal pentru curățarea din jurul punților, coroanelor și aparatelor dentare.
Am adus în discuție și în ediția trecută termeni medicali care sunt de multe ori greu de înțeles pentru pacienți. Este foarte important ca procedurile să fie explicate pacienților într-un limbaj comun. Iată 5 termeni din stomatologie explicați pas cu pas. Implantul dentar reprezintă un dispozitiv confecționat din titan pur care se introduce în osul maxilar sau în cel mandibular cu scopul de a înlocui un dinte lipsă. Ortodonția reprezintă acea ramură a stomatologiei care are în vedere atât îndreptarea, tratarea înghesuirilor dentare, dar totodată și corectarea malocluziilor, adică a modalității în care pacientul mușcă. Proteza dentară reprezintă o lucrare protetică pe care o realizăm pentru suplinirea unui dinte lipsă, cu scopul de a recăpăta funcția masticatorie, dar totodată și de a recăpăta sănătatea odontală, sănătatea dinților. Rădăcina dentară reprezintă o parte a dintelui care este implantată în osul maxilar sau mandibular. Un dinte, în funcție de localizarea lui pe arcadă, poate avea una sau mai multe rădăcini. Smalțul reprezintă cel mai dur țesut al organismului nostru și acoperă coroana dentară în totalitate. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află întotdeauna un dentist bun. Calitățile curative ale salviei și o mască naturală pentru ten, numai bună de aplicat în această perioadă, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Salvia, planta binecuvântată de Maica Domnului. Aromată, deosebit de apreciată în gastronomie, salvia are proprietăți terapeutice excepționale într-o mulțime de boli. O mască naturală pe bază de morcov are efecte spectaculoase asupra tenului. Calitățile curative ale salviei și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre calitățile curative ale unei plante speciale, salvia, o plantă cu semnificație religioasă, dar și cu proprietăți vindecătoare cunoscute și apreciate de mii de ani. Salvia este cunoscută în popor și ca palma Maicii Domnului. Străbunicii aveau credința că omul care are salvie în grădină nu poate muri de boală, date fiind proprietățile sale tămăduitoare. Salvia are efecte antimicrobiene, tratează hipertensiunea, este un bun antiinflamator și expectorant, curăță toxinele din sânge și are calități antisudorifice. Grație faptului că stimulează secreția de sucuri gastrice, salvia este un digestiv excelent. De asemenea, reglează nivelul zahărului din sânge, proprietate benefică diabeticilor. În plus, păstrează o respirație proaspătă și dinți curați. E bine de știut că salvia acționează benefic în problemele provocate de menopauză și diminuează durerile menstruale. În stările de astenie și în cazurile de oboseală, este de asemenea recomandată, dar și pentru a ajuta memoria. Pentru tratarea bolilor, salvia poate fi preparată sub formă de ceai, decoct, tinctură, pulbere și chiar vin. Ceaiul de salvie, îndulcit cu miere, băut cu regularitate, tonifică organismul. Proprietățile excepționale ale salviei sunt folosite și în industria cosmetică, în creme și loțiuni. Salvia are însă și contraindicații. În primul rând, utilizarea uleiurilor esențiale de salvie în doze mari sau în doze normale, dar pe termen lung, poate provoca manifestări neurotoxice. Pacienții cu insuficiență renală trebuie de asemenea să evite salvia. Și atenție! Planta nu se administrează în perioada de sarcină și alăptare. Atât despre salvie. Este momentul să ne ocupăm un pic și de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască bună pentru toate tipurile de ten. Este masca de față cu morcov. Pentru a o prepara, folosiți un morcov fiert, o linguriță de miere, o jumătate de lingură de ulei de măsline și câteva picături de suc proaspăt de lămâie.
Se pasează bine morcovul fiert până devine cremă și se amestecă apoi cu mierea, uleiul de măsline și sucul de lămâie. În cazul în care aveți tenul gras, nu adăugați ulei de măsline. Pasta obținută se aplică pe față, gât și decolteu și se lasă să acționeze timp de 15 minute, după care se îndepărtează cu apă ușor călduță. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că tumorile maligne și nivelul scăzut al zahărului din sânge pot fi simțite de animalele de companie, mai ales de câini? Știați că, potrivit cercetătorilor canadieni de la Universitatea Laval din Quebec, consumul de somnifere este periculos? Șansele unei morți timpurii sunt cu 30% mai mari în cazul persoanelor care iau somnifere. Știați că migdalele și avocado contribuie la îmbunătățirea fertilității și la creșterea apetitului sexual? Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!